Salutare, dragilor, bine v-am regăsit la Hearts of Iron 4, la mulți ani pe anul 2019. A revenit pe campania de Millennium Dawn cu România monarhistă, care au început deja de ceva vreme și suntem prin anul 2027. Ce am mai făcut și care este statusul prezent? Păi, în prezent am făcut Justification War împotriva Vietnamului. Vrem să o luăm și mă gândeam, cred că să o alipesc în funcție de cum luptă și ei Chinei. Testăm și feature-ul ăla de alipire, totodată. În afară de asta, încercam să văd acum, după ce facem acest War Justification, dacă reușim să facem facțiunea cu Uniunea Europeană. Momentan avem positive trades 50 și negative minus 50. Acum e în mod curios, văd că War Tension-ul generează positive trades. Din păcate, este deja 100% tensiune, maximul posibil. Apoi, pe de altă parte, avem un base relax. Nu știu exact de ce. Și chiar și dacă fac improve relationships, nu reușesc să creez un positive trade. Deci acum o să fac un war justification și sper că după ce dăm declare war să îmbunătățim acest lucru. Ce s-a mai întâmplat în rest? Ne-am apucat să facem boosting monarhism în UK. Abia am început, deci probabil că suntem undeva super jos, 1%. În Turcia suntem foarte aproape de a face o mare dezbinare aici cu 30% monarhism și cu alegerile ce urmează într-o lună de zile. Totodată am abandonat Boost Party Popularity în Afganistan, era inutil, pe cum cred că mai primit să mă sugesteze la cineva. Ne-am apucat să facem Boost Party Popularity în Corea de Sud și în Japonia. De ce? Pentru că atât în Corea de Sud cât și în Japonia sunt garantate de către Statele Unite și mai avem o membră garantată de Statele Unite pe care vrem să scăpăm, și anume Israelul. Da, e garantat și el de Statele Unite, dar din nou crește și aici monarhismul, nu mai știu exact. Care e barul? Parcă era mult barul de monarhism. Știau la formațiune aici. Nu reușesc să identific care este culoarea. Poate nu reușim încă să-l pustăm suficient de mult. Ah, monarhism, parcă apăruse. Naționalism. Anyway. Afară de asta, cum ziceam, am făcut War Justification, vrem să facem facțiunea. Putem să mai schimbăm ulterior. Și acum să facem, cum ziceam, acel Declare War. Nu o să facem încă call-ul de Allies. Hai să vedem acum dacă facem un check pe Uniunea Europeană. Create faction. E prima oară, uite, putem să facem create faction. V-ul accept. Ah, n-am făcut acolo. Oh. Nu ne-am setat numele facțiunii. Când i-am dat create faction. Anyway, cred că încercăm ulterior să o modificăm. Trebuie să facem acest lucru. Improving relationships. Nu avem numele facțiunii setate. Your faction name is here. Toate sunt membre. By the way, trebuie să facem un call to arms. Romanian Vietnamese War. Acum o să fac un call to arms și la China. Pentru că vreau să le cedăm lor teritoriile Vietnamului. Să vedem cine a mai generat tensiune. Rusia a trimis voluntari, Uzbekistan. Ok. Hai să facem un call to arms atunci și la European Union. ,8% au mai generat și tensiune. Bun. Spațiul aerian văd că e destul de ok. Pe spațiu naval complet verde, deci putem să setăm acum și linia ofensivă pe Vietnam. Să fie probabil să spargă gem țara în două până. Ok, și hai să începem fight-ul. Cine ne-a chemat noi în război?
cred că e bine setată linia sau... De ce nu ne-am motivat încă să facem call to arms și nu intrăm în război? Nu știu de ce nu se mobilizează băieții ăștia. Că e ceva neregulă cu linia ofensivă. Ok, mai facem o dată linia asta ofensivă. Dacă nici acum nu vă place, nu știu ce să vă placă. Ok, aici atacă, dar o să spargă în două ore. Cine vrea să... Drain Wars. Ok, îi acceptăm și pe Bhutan, Nepal. Am putea poate să o păstrăm și pe Vietnam, nici nu știu acum ei cât au. Au 10-15 milioane, 32 de divizii. Au lăsat așa o mare forță. Prin vedere material, de 3 dau Tungsten. Destul de mult, am putea să le luăm regiunile de Tungsten și să-i lăsăm în viață. Gata să trăiți. 2K, 2K. Deja aici sunt cam sparți două ei. Oh, ce a fost asta? Cred că a fost Uniunea Europeană. Wow! Ce nuclear le-au dat ăștia? Uniunea Europeană. Wow! Asta a fost... da? Da. Pentru cât voi nu vreți să vă mobilizați, o să vă dau și voi niște manuale. Poate așa mai... Hai, începem și noi să terminăm cu gata asta, că venim în Europeană pe la urmă și ne ia teritoriul ăsta dacă nu ne mobilizăm. Și în Europeană nu știu ce să-i vrea să-i facă. Bine, poate tot monarhiști, dar să fie papetul nostru, nu în Europeană. Hai să luăm și noi Hanoi-ul. Hanoi! Ce grab am făcut chestia aia cu facțiunea acum, asta hai să vedem cum remediem. Să putem să-i schimbăm numele facțiunii, dacă putem să-l mai schimbăm. Ok. Asta dacă luăm Toninu e tot. Ăștia nici nu prea au mulți săraci de ei. Mă, la noi chiar avem nevoie de resurse așa multe. Hai să facem și pe ăștia puppet, că tot... Cui mai pasă de Vietnam aici? Oricum aveam două regiuni. I-am făcut și pe ăștia puppet. Ok. Și aveam niște Android Battle Results, care am vrut să le arăt de data trecută, cred că mi-a atras cineva atenția. Victoria aici, văd că niște UCAV-uri, nu știu ce au distrus. Victorii corvete. Oh, am distrus ceva corvete. Am distrus convoi și avea un cav, ok. Interesant. Un cav și convoi cu submarine, ok. Battle results. Ce mai avem pe aici, că ne-am mai bătut cu diversi, le-am distrus niște fregate și un submarin. Convoaie, foarte multe convoaie distruse. Pe aici ce am mai avut? Avioane distruse. Ok, hai să vedem ce mai avem. Alte avioane, 21 de avioane distruse. Aici 12 submarine scufundate, wow. Și cu ce le-am scufundat? Cu corvete distrugătoare de toate. Cu cavuri. Astea sunt din războaiele trecute, cred că mi-a atras ceva atenția că nu le-am arătat nimica din fighturile care au avut loc. Am mai pierdut cavuri pe aici, mă, că am mai pierdut niște submarine. Ok. Cavuri, cavuri, cavuri.
Ok, ce mai avem pe aici? Alte cavuri, cred. Da. Și am mai avut pe aici niște distrugeri de fregate și convoaie. E pe aici ce am mai avut? Un defeat, wow! România cu Uniunea Europeană pe aici un defeat. Deci cam astea au fost fight-urile. Bun. Acum i-am cam alipit pe toți. Mai este, urmează, cred că Mongolia să-i facem felul. 90 de zile. Deci facem un fast forward aici. Pac. Ok. Și acum că am făcut facțiunea. De unde am putea noi oare să schimbăm numele facțiunii? Membrii facțiunii sunt China, Nepal, Laos, Cambodgia, Bhutan, România, Indochina. Wow, România, Indochina, ce nume au dat ăștia? Mișto. Asta e România, Indochina, cred. Da. Wow, Indochina română. Mișto. Ok, acum trebuie să ne mutăm cu avioanele toate în partea de nord. S-a terminat party-ul aici în sud. Ok, dragilor, și s-a terminat justificarea războiului împotriva Mongoliei. Suntem pe 6 iulie. Din păcate, cum ziceam, am creat această facțiune cu Uniunea Europeană, dar n-am setat numele la crearea acesteia, iar în momentul de față nu mai putem să schimbăm numele facțiunii. Se pare că e o limitare jocului, nu ne permite schimbarea numelui. Acum m-am uitat la posibilitatea de a reface facțiunea, numai că dacă dăm kick from faction lui Uniunea Europeană și implicit tuturor celorlalți membri, e singurul mod prin care putem face disband facțiunii noastre, dar ideea este că nu putem să-i facem dismantle decât dacă am mai rămas doar noi înșine și papeții noștri în facțiune, dar dacă îi facem kick unui europene, s-ar putea să retalieze împotriva noastră și nu cred că e un moment oportun să facem un război cu Uniunea Europeană. Drept urmare, o să continuăm jocul în același mod. A rămas cu Your Faction Name is Here. Asta e numele facțiunii noastre. Acum, am terminat War Justification împotriva Mongoliei. Cum ziceam, am transformat în puppet și Vietnamul. S-a transformat în România Indochină. Foarte mișto. Un european este membru a facțiunii noastre, cum ziceam aici, suntem o grămadă de membri. Ce s-a mai întâmplat? După cum observați, la un moment dat, transformat în Turcia în Imperiu Monarhist și acum se cheamă New Ottoman State. Ei bine, au fost dați afară din NATO. Evident că avem, cred că, opțiunea de a invita chiar și în facțiune, dacă nu mă înșel. Aba, nu, încă nu avem. Ei bine, o să-i facem puppet sau... De fapt, ei sunt unul dintre țările care nu merită făcut puppet, pentru că ne permite legarea teritoriului României de restul tuturor celorlalte teritorii, deci o să trească. Dacă e să-i păstrăm, poate să le lăsăm aici câteva județe, dar trebuie să ne creăm un culoar de acces prin Imperiul Otoman. Anyway, ei sunt pe listă, urmează și ei să fie cuceriți. Între timp ziceam că am terminat War Justification împotriva Mongoliei, pe care mă gândeam să o dau Chinei pentru că ei sunt cam varză. Au 61-84 de divizii, dar nu au nimica pe aici, adică nu cred că au populație, nu cred că au nimica. Anyway, o să dăm Declare War. Call Allies. Nu vreau să schimb aliații în acest război, dar vreau să schimb China. Și acum, evident, trebuie să încheiem aceste Exercise with Armies. De fapt, cred că doar pentru armata aceasta e suficient să încheiem Exercise with Armies.
Și acum hai să vedem, Mongolia avea trupe pe graniță, avea. Trupe pe graniță, deci putem să începem războiul ofensiv împotriva Mongoliei și după aceea să vedem cum o dăm Chinei. De aici, nu-mi place că nu pot să... Ok. Ok, am reușit până la urmă. Hai să vedem dacă funcționează acum. Băieții ăștia atacă și ei când îi se încarcă organization-ul sau nu atacă. Ia, hai să vedem acum altă chestie. Să chemăm război țări din astea de genul Bhutan. Ia să vedem, ăștia și aduc trupele acolo prin România, că ei ar trebui acum să le aibă. Military access, ar trebui să aibă military access. Kingdom of Vietnam, da. Laos. Dar oare trebuie să le dau eu ceva? Request forces, kick from faction. Join Wars. Singura care nu e chemată în război e Uniunea Europeană, da. Și s-au făcut organization-ul trupelor noastre, deci vom începe să-i atacăm acum. Pariu că sunt complet varză. Deja au intrat peste aici, uite. E cam căsăpesc românii. China cred că au și ceva divizii. Anyway, cred că vor să beneficieze mai mult chinezii de pe urma Mongoliei. Ia, au reușit să facă ceva, 61.000 de pierderi, noi avem 11.000. Ne-au făcut 11.000 pierderi. 128.000. Ok. Asta a fost super fast. Ovoranuri pe aici, uite. 228.000. Noi teritorii luate, pe aici nici mai au apărare. Săraci de ei. Aici nu știu de ce nu ne mobilizăm să atacăm, dar mă rog. Deci acum aș chema un european, dar nu vreau să primească și ei ceva din merite. Momentan îi ținem doar pe bară. Chiar și în războiul cu Rusia mă gândeam să nu implicăm. Să-i ținem așa ca un element surpriză acolo de backup. Da, deci... Bă, că cedează teritoriile. Avem aici o cucerire relativ rapidă a Mongolii. 23.000 pierdere, eu 400.000. Da, nu cred că îi păstrăm. Dacă ne-au ceva mai multă rezistență, dar altfel. Opa, cineva a dat cu nucleara și n-am fost noi. Cine oare o fi dat cu nucleara? Ei, eu nu înțeleg acum. Băieții ăștia nu pot să mobilizeze și ei să vină. Ce le lipsește? Ca să fie și mai activi în războiul ăsta. Parcă aici văzusem niște trupe chineze, dacă nu mă înșel, nu? A avut oare contribuție China? 0%. Nici măcar pierderi nu are. Aole, vai de capul lor. Și dintr-un motiv ne mișcăm foarte, foarte greu. Cine dă tot nucleare aici, nu știu de-i rupe pe mongoli. Că noi nu dăm.
Hai frate, dăm și noi mai repede, că nu știu, pe modul ăsta auto e... Mă plictisesc eu. Tot vă rotiți aici de colo-colo. Intrați odată cu toate trupele peste ei. Așa. Așa, mai cu viață. Nu știu, ăștia n-au nimic ca sărace de aici. Cine? Mamă, tot le dă nucleare aici de rupe. Mers cineva, că vă se întreb să de al meu, că erau bombardați cu nucleare în Mongolia. Păi cred că în ăsta. Iar le dă. Dar ăștia cine le dă nucleare, că nu dau. Eu nu dau nucleare. Le dă China, cine le dă? Nu m-am uitat dacă, unde vezi dacă au nucleare. Nu știu dacă mai apare undeva listat câte am. Romanian opinion of Empire of China. Of China. Exact, Empire of China, exact. Deci cucerirea Mongoliei a durat cam mult. Și nu sunt încă capitulați, sunt 544.000. Na, n-au luptat. Serios acum, nu. În momentul ăsta să pot supraviețui ca puppet. Prea puține divizii și prea neimplicați. Dar merge totul foarte, foarte lent. Nu știu exact de ce. Ne mișcăm foarte lent. Parcă trec orele, uite și tu. Înțeleg că e pe aici problema cu infrastructura. Ăștia cât o mă infrastructura? Zero? Oh my god. Au zero infrastructura. Vorbesc serios. Deci infrastructura în China e zero, în Mongolia. Bă, dă-o încolo de treabă, cum să fie zero infrastructura? Oh my god. Deci infrastructura zero în Mongolia. Deci aveți grijă cu ce mergeți pe acolo, că se pare că cu tankul e cea mai rapidă metodă de a te deplasa. De-aia merge așa greu, că... Bine, au avut și un moment de cumpăna acolo, nu știu ce să facă. E deja 100% luat acum, eu nu știu ce așteptăm. Așteptăm pacea, toți. E, și acum ziceam, mi-a arătat cineva că selectez Empire of China și Chinese demand, take Mongolia, and turn, take Mongolia, done. Empire of China took one state and it's much bigger. Deci Imperiul Chinez tocmai s-a făcut imens. Asta nu cred că e granița mea. Bun, deci am făcut și un Empire of China și cred că vom lua o pauză aici. Ia să vedem acum Empire of China. O 4 milioane, 8 divizii. Mă, le-am făcut un mic imperiu, sincer. Adică nu pot să zic că erau. Au și 4 milioane free manpower. Deci au și de unde să-și facă. Ăștia au 8 milioane, dar... Deci nu știu ce să le fac la băieții ăștia și să-i mobilizezi pe ei să se bată. Anyway, New Ottoman Empire, you are next. Sorry, dar voi chiar n-aveți treabă aici. Adică jocul ăsta chiar nu aveți treabă. Dar vă voi faceta aici o graniță și episodul următor avem de setat mai multe granițe. Anyway. Bun, deci în episodul următor cred că ne propunem să luăm și New Ottoman State și Kazakhstan. Oricum avem de făcut acel War Justification și e ceva timp de așteptare cu asta. Bun, deci acesta a fost mini-episodul. Din păcate am făcut această facțiune, Your Faction Name Here. Nu pot să schimb, n-aș vrea să dea un european afară. Dacă cineva a încercat să dea afară un european și aceștia să nu se întoarcă împotriva noastră, ok, dacă nu cred că este momentul cel mai bun să fac acest lucru. Acum,
Pe măsură ce am făcut treaba asta, mi-am dat seama că facțiunile astea chiar n-au fost deloc implicate în războiul meu. Eu nu înțeleg exact ce fac ei pe aici. Parcă nou military access. Give control of the state. Of a state. Cannot give state control to someone we are not fighting a war with. Aha, deci asta nu merge. Deci ideea e că nu putem să facem nimica cu ei. As for military access, este a patra opțiune. Da, deci nu am ce să le dau. O să le fac request forces. Dar nu pot să le fac nimic altceva. Din păcate, nu funcționează foarte bine. Dacă nu sunt învecinați cu țara respectivă, nu funcționează foarte bine treaba cu puppet-ul. Adică avem o grămadă de puppets aici, dar... cred că trebuie să le facem release nation, ca aceștia să poată fi util în facțiunea noastră. I-am făcut puppets așa, dar... da. Anyway... cam asta a fost episodul. Ne revedem în episodul următor în care ne propunem să luăm Imperiul Otoman. Iar apoi nu știu dacă mai rămân pe aici garantate de ei. Mai știu de Rusia garantată. Asta. A, țara asta, deci putem să luăm nici Azerbaijan. A, atunci vom încerca să luăm țările cu Stan. Dacă cumva... resping acest lucru. Anyway, deja ne-am plasat pe granița cu Rusia. Avem aici și pe Belarus și pe Rusia și inclusiv zona de de sud de aici, din Caucaz. De asemenea, aici avem o grămadă de divizii. Acum avem graniță cu China acolo. Totul ar trebui să fie safe atât timp nu implicăm China în acest război și ne băgăm doar pe granița cu Kazakhstan, un război. Și mai multe vom revedea în episodul următor. Momentan nu v-am mai arătat, dar încercăm să producem carriere. Cred că am produs primele noastre carriere, am vrut să vi le arăt. Și carrierele noastre sunt dotate cu carrier air support. Avem primele 3 carriere lansate deja. Această nouă flotă super puternică cu, cred că are 4-6. Deci cum ziceam, avem și carriere, avem tot ceea ce ne dorim. Bun, ne revedem curând cu un nou episod. Până atunci, țineți aproape. Bye bye.